Bătaia nu este ruptă din rai, de asta ar trebui să țină cont cei care îndrăznesc să ridice mâna asupra apropiaților, întrucât legea îi pedepsește aspru. De la începutul anului, 14 persoane au fost obligate să poarte brățări electronice din motiv că și-au lovit un membru al familiei, potrivit Inspectoratului Național de Probațiune. Toți sunt bărbați. Evgenia Gușan din satul Ciutești, raionul Nisporen, se numără printre victimele violenței în familie, soțul căreia este monitorizat cu o brățară electronică. Acum câteva luni după ce a fost bătută de acesta, ea a ajuns la spital cu piciorul fracturat și a fost supusă unei operații. Eu mi-a cinstit el. Eram acasă. Eu l-am ucărât. Cum e noaptea și târziu și cu fratul cerea și cu butel de gin. Și s-a apucat de băut. El m-a izgit. Și a încat ca peste pragul și ala. Și a fost și eu de așa că am sunat, că am 4 luni de căjet cu ciorul. În cazul în care agresorul se află în apropierea victimei, dispozitivul anunță poliția, care intervine prompt. Acest lucru i s-a întâmplat și Evgeniei, care a avut parte de un oaspete nepoftit. Fost, asta drept de Sfântul Basile. Fost și el a venit, chipul să mă ureze. Mi-am păcat, mi-am... Ce să fac? N-are cine mă ajuta. N-ar și-mi da la animări, n-ar și-mi da la păsări, n-ar și-mi aduce apă, lemne, trebuie să-mi aducă. Așa că el îi îmblă lăturile, ei n-am eu frică așa tare. Șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei Iarovski, susține că mulți agresori încalcă ordonanța de protecție chiar dacă sunt monitorizați. Atât timp cât am avut tentative de nerespectare ordonanței de protecție și anume de încercarea de a reveni în arealul victime. Fapt care s-a semnalat circa la 40% din cazuri. Tentative de a sparge brățara, de a nu respecta condițiile de port a trackerilor nu am avut. Din cele 14 ordonanțe de protecție, 9 au fost întocmite în raionul Nisporeni, alte 4 victime sunt din raionul Ungheni, iar una din Criuleni. Anul trecut, magistrații au emis 710 ordonanțe de protecție.